După o vacanță fascinantă în pustiul deșertic al Dubaiului, beneficiarii și-au dorit să aducă exuberanța și luxul și căldura peisajului deșertic în amenajarea lor interioară. De ce? Pentru că ei sunt niște persoane care muncesc mult, suntem la al treilea proiect împreună și deja le-am spus că este momentul să ne oprim să mai plece și ei într-o vacanță. Așa că avem al treilea episod din Tales of Design, unde o să vă povestesc despre acești oameni superbi, veseli și despre visul lor care va deveni realitate curând, pentru că deja a început șantierul pentru acest proiect. Spațiile din acest apartament sunt interconectate datorită poveștii pe care noi am dezvoltat-o. Imediat cum intri în apartament, ai senzația că ești pe altă planetă, într-un alt loc, într-o altă lume. Asta înseamnă design interior imersiv, să trăiești o experiență în spațiul respectiv, să îți declanșeze diverse emoții, să aibă semnificație pentru tine, iar ca punct de plecare. Pentru acest proiect am folosit colecția Desert Dream de la Arte Internațional, o colecție despre care am mai vorbit într-un episod trecut și cred eu că we nailed it. Totul a pornit de la această minunată panoramă ce reprezintă legenda orașului Zerzura. Ea spune povestea unei oaze fertile în deșertul de vest al Nilului din Sahara, a cărei existență nu a fost dovedită niciodată. Practic, este o scenă mitică, adusă frumos la viață pe un fundal de catifea. Ea ne ajută să începem acest spectacol încă de la intrare. Holul este deschis către living cu ajutorul acestor arcade minunate care dau forma întregului spațiu și se conectează cu el datorită tapetului cu zerzura care pornește de la ușile dulapului din hol și se termină în spatele canapelei. Șemineul reprezintă această căldură arzătoare a soarelui, în timp ce canapeaua albastră aduce puțin din prospețimea și răcoarea unui răsărit de soare. Practic, aici începe ziua și experiența beneficiarului, odată cu răsăritul soarelui. Am continuat această idee și în bucătărie. Prin culorile conexe cu livingul, practic ușa albastră ne dezvăluie un alt moment al zilei, din deșert, în care texturile și contrastele aduc aminte de o furtună de nisip. Avem puțin haos în mijlocul zilei. Fronturile cabinetelor cu acel finisaj frezat, alături de black special de la florim ceramice, evocă senzația de nisip în mișcare. Elementele metalice adaugă un strop de eleganță și practic am presărat puțină aventură în rutina culinară a beneficiarilor. Din furtuna de nisip, mergem către dormitorul matrimonial, ce devine o continuare a poveștii din living. E ca și cum am fi dat zoom în tapetul din living cu zerzura în zona palmierilor și am adus oaza de liniște în dormitor. Pentru că, bineînțeles, puțină vegetație în mijlocul pustiului nu a stricat niciodată. Avem un tapet ce imită cumva senzația unei păduri de palmieri, iar corpurile de iluminat ne aduc aminte de soarele auriu ce strălucește printre frunzele lor. După ce am trecut și prin oaza deșertului, ziua se apropie de final și mergem către baie, spațiu ce am vrut noi să aducem prin plan apusul de soare, cu acest model de ceramică ce reflectă diversele culori ale nisipului. Aș vrea să menționez că plăcile ceramice sunt tot de la Florim, achiziționate din acest minunat showroom în care filmăm astăzi, pentru că suntem la Tempini Solutions de pe Strada Frumoasă din București și revenind la baia noastră, cada galbenă adaugă și ea un element de strălucire și de lux, amintind de strălucirea apusului de soare, care este acum, în cazul nostru, în contrast cu dunele de nisip. Încheiem povestea noastră în dormitorul adolescentului, unde deșertul Gobi prinde viață. Tapetul înstelat din aceeași colecție cu cel din living aduce în prim plan constelațiile de pe cerul nocturn. Cred eu că
privind așa spre cerul înstelat al deșertului în fiecare noapte, beneficiarul se simte ca și cum ar fi la mii de kilometri distanță, sub cerul înstelat, departe de agitație, lucru care ne oferă o priveliște mistică, liniștitoare, ce exprimă frumusețea nopții. Cred eu că beneficiarii trăiesc în mod activ în povestea interioară a apartamentului lor, încă de pe acum, de când au văzut randările, se găsesc mereu în mijlocul unei experiențe luxuriante, ca și cum s-ar fi teleportat deja în inima deșertului. Nu cred că mai au răbdare, dar își fac, pentru că trebuie să terminăm acest proiect prima dată. Acest proiect reprezintă un vis, un vis desfășurat în deșert. Din acest motiv, povestea se numește Desert Dream, pentru că se inspiră din peisajele exotice ale deșertului și aduce în spațiul amenajat elemente de lux, nuanțe calde, texturi naturale și detalii ce amintesc de nisip și de oazele pitorești. Acest concept transmite relaxare, transmite aventură, eleganță și oferă un contrast subtil între aridititatea deșertului și confortul interior. Avea o poveste frumoasă, transmisă prin intermediul designului interior, echivalează cu a crea un spațiu care nu numai că ne încântă ochii, dar influențează în mod pozitiv și psihicul uman. Practic, te face să retrăiești momentele frumoase din trecut, să retrăiești amintirile și experiențele tale din nou și din nou, lucru care, zic eu, că aduce bucurie și satisfacție. Mai mult decât atât, o poveste frumoasă poate cultiva aprecierea pentru detaliu și pentru estetică. Beneficiarul poate începe să observe și să aprecieze mai mult frumusețea din jurul său, ceea ce, evident, poate contribui la o atitudine mai pozitivă față de viață, la o stare generală de bine și la o conexiune mai bună cu spațiul în care trăim. Acest lucru poate face propria casă să devină nu doar un loc de trai, ci și o sursă constantă de bucurie și de inspirație, dacă vrei.